7 ani. Bună dimineața, Ramona, la mulți ani! La mulți ani! Bună dimineața, mulțumesc! Ce face cei mai frumoși bărbați din viața mea? Speram că s-a schimbat de ieri ceva. Bă, ce mișto e Marea! Da, și ce mișto este că poți să pleci cu fetele oricând vrei tu, la orice oră! Și tu poți să pleci, dar cu băieții! Da! Da. Eu aștept și momentul ăla când să fiu acolo cu copiii, dar nu despre asta e vorba, Dani, n-am petrecut aseară. Nu. Am avut foarte multe peripeții, am zburat ca și cum am zburat în Bali, am schimbat 3 zboruri, pentru că unele le-am pierdut, unele s-au anulat, și am ajuns la 3 aseară acasă și am dormit 3 ore și m-am trezit să vorbesc cu voi. Super, arăți bine pentru o bere. Ce ți-a zis? Eu sunt sigura aia. Pentru 3 ore de trâncăni, da, mamă. A merită că la 12 ani avion înapoi. Da. Nu ne panicăm. Nu ne panicăm pentru că acum la 10 plecăm la petrecerea propriu-zisă pentru care ne-am pregătit atât. Super. Te duci, hai să o luăm așa, că ieri n-ai început ziua bine deloc. Hai să o luăm în ordine. Zi așa exact ce s-a întâmplat până la ora 3 azi noapte. Deci, am început prin faptul că mi-au alunecat picioarele în papuci și mi s-au dus în față. Știi momentul ăla când ai papuci mari și te duc de tot în față? Așa. După aceea m-am frit, mi-a căzut placa pe picioare, pe ambele picioare. Am amândouă picioarele fripte deasupra, chiar în față, și eu mă îmbrac doar în costum de baie în aceste zile. Așa. Apoi mi-a curs fund de ten pe hainele cu care eu am călătorit. Nu mai plânge. Da, după aia am întârziat primul zbor 2 ore. Am ajuns în Frankfurt, am fugit vreo 2 ore prin aeroport dintr-o parte în cealaltă, ca să prindem un zbor, nu l-am prins, dar au spus că n-are rost, deși se închisese porțile cu un minut înainte. Și apoi am mai stat vreo 3 ore până am mai prins un zbor până în München. Și din München am mai stat 3 ore și am zburat în Nisa. Și din Nisa a trebuit să plecăm cu elicopterul care n-a mai zburat noaptea, că nu se mai poate face. Și am ieșit pe o mașină. Da. Și am ajuns la 3-a seară. Merită! Da, și... Merită! Nu, dar astea sunt semne... Asta sunt semne că urmează ceva spectaculos în viața ta. Sau să nu mai pleci fără noi niciodată. Asta e, eu așa deduc. Asta e una și doi. Am întâlnit un bărbat mișto în aeroport. Chiar la 12 noaptea când am aterizat. Tu să nu te duci. Și s-a schimbat vârsta. Ai văzut? Ai luat numărul de telefon. Numărul de avion, da. Ce, era pilot? Omul avea drum, de fapt, la Cannes și astăzi va veni să petreacă cu noi pentru ziua mea. Du-te, bă! E pe placul lui domnul Răzvan, se ducea la Cannes, tu îți dai seama? Nu, eu știu din asta, bine, că mi s-ar fi întâmplat mie asta, da? Evident. Bă, Ramona, îți dorim tot bine din lume, mulțumim că ești colega noastră în primul rând. Am pregătit și un speech, dar mie că cine știe ce e așa să-mi pui după ziua de ieri, nu mai ce să-i mai zici. Nu, a rugat și văd să petrec astăzi, în sfârșit, măcar astăzi. Hai, să nu ne trimiți poze, că vedem tot ce postezi, ca să nu consumi degeaba. Băi, deci îți vom spune încor ca oricărui telespectator de Neața, că azi ești telespectator de Neața. La mulți ani! Mulțumesc! Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. Dansează Bucălaie. Dansează toți. Play!